fie tot cu ședințe, șezători. O șezătoare cred că va fi una destul de reușită, pentru că noi suntem datori să păstrăm istoria și tradițiile și obiceiurile neamurilor nostru. Mă bucur că sunt acești minunați băștinași care au binevoit să vină la noi în oraș, să vină acasă la noi, să-și reamintească din acele vremuri petrecute când erau prezenți fizic mereu aici, în localitatea noastră, să le mulțumesc pentru tot aportul pe care, donațiile pe care le-au făcut, implicarea acestor minunați oameni care viața lor a devenit mult mai ușoară, le-ați adus zâmbet pe față, bucurie, și împreună cu Claudiu, cu Asociația de Cimșireni de Pretindieni, să fac lucruri frumoase. Cred că sunt sigur, de fapt, că o să avem o seară plăcută, o seară care să ne reamintească vremurile câțiva ani acum în urmă, dar cu părere de rău, acum putem vorbi ca de o istorie, că nu se mai fac acești șezători și să fie mai des organizate asemenea evenimente. Am mai vorbit, ultima șezătoare la care am participat a fost tot la Casa de Cultură, în anul Sfântul Andrei. 2019. Și atunci am spus că haideți să facem și prin mahale, ca să mai iasă lumea din ritmul ăsta super, da, super monoton, când stăm toți la internet, dar așa să la o șezătoare, de fapt, să mai scare pe limbile, să mai spună o glumă, să mai... Uite, domnul Leonid Ninescu este de acord cu mine că a participat la mai multe șezători și cred că acum o să ne mai împărtășească din experiența pe care o au, experiența de viață, cum se făceau înainte șezătorii și să ne fie și nou interesant, ca să putem lăsa și noi ceva tineri generații și prin intermediul postului Radio Media TV o să vadă lumea că o să cunoască, de fapt, mai ales acei tineri, cum au fost organizate până acum șezăturile și să sper să preia această tradiție tot mai mult. Atât ce am avut de spus, deja pe parcursul șezăturilor mai intervenim și noi. Mulțumim frumos! Și să știți că astăzi, domnilor băștinași, aveți niște provocări. Și prima provocare este pentru Aurica Andronic, așa o cunosc eu, pe când învățam la școala numărul 3, vin în coace și rog, Aurica, ca o întrebare pentru tine. Hai să vedem, Aurica, dragă, de ce ai plecat din Cimșlia și din Moldova? Prima istorie de succes și de viață, vine la doamna. Bună seara tuturor, mă numesc Aurica Kirkwood, dar cimșlienii mă cunosc Aurica Andronic, am absolvit școala numărul 3, și după ce am absolvit, m-am întors, lucrez profesoară de română la școala la care am fost elevă. Și soțul meu a fost voluntar în Corpul Păcii, preda engleza și eu am apucat să fiu profesoara lui de română, să-l învăț limba română. Și am predat română 1-1 și după 2 ani de predat limba română am făcut o nuntă moldovenească pe strada Creangă 35. Am fost la nuntă și eu, o nuntă foarte frumoasă. Și ea este vecina noastră. Și m-am stabilit în Statele Unite, am ajuns acolo pe 31 august 1999, de ziua limbii. Eu, profesoară de română, am ajuns în California și parcă eram un pește căruia nu ajungea aer. Aerul în California este uscat, aici este umed și totul era galben. Am lăsat câmpiile verzi aici în Moldova și îmi părea că am plecat pe alt pământ cu totul altă climă și a durat momentul de acomodare. După 5 ani de aflare în Statele Unite am început să lucrez în școală publică și am devenit mai întâi ajutor de învățător și apoi înlocțitor de învățător și din 2004 sunt predau limba engleză la copiii care sunt născuți în Statele Unite, deci sunt învățătoare de clasele primare. Da.
aplaudă pentru Aurica. Aurica, dacă nu mă greșesc, e clasa 1. Da, clasa 1 și în fiecare an predau la clasa 1. Învăț să citească în limba engleză. Și numai la clasa 1. Numai clasa 1. Și numai la clasa 1. Să aplaudăm pentru Aurica. Mulțumim, Aurica. Iată o istorie de succes. Altă istorie de succes ascultăm de la sora Auricei, Anișoara și Viorica, da. Că Anișoara este cealaltă soră. Poftim, Viorica, spune-ne, te rog, în ce țară te găsești acum? Eu locuiesc în Franța, la 20 de km de Paris. Istoria mea de expatriare a început de mai mult. Eu am învățat în liceu, l-am făcut la Chișinău, după asta am fost la studii în Cluj. Deci un pic mai departe, România, și după aia am ajuns în Franța în 2001. Lucrez într-un laborator farmaceutic care este stabilit în mai multe, și în România, și are filiala de România, controlează și Moldova. Și eu gerez la secția de cadre, expatriații care pleacă din Franța, pleacă în Asia, eu sunt pe continentul Asiei. Deci o moldoveancă în Franța controlează expatriații din Asia. Să aplaudăm pentru Verica, mulțumim frumos! Și vreau să spun că am trecut filmulețele noastre despre băștinașii din orașul Cevișlia. Au fost mai mult despre cei care locuiesc aici și creează lucruri frumoase, dar acum vara ne-a oferit ocazia să aflăm despre voi, dragilor, frumoaselor, niște lucruri atât de frumoase pe care le faceți peste hotarele țării noastre, peste hotarele orașului Cimișlea. Și o invităm aici și pe Olesia Șolpan, așa o cunosc eu, de asemenea de la școala numărul 3. Hai să vedem, Olesia, te provoc așa la o întrebare. Cum te descurci în vântoarea aceasta a vieții, că știu că participi la o sumedenie de proiecte? Da, eu acum sunt Olesia Fortuna. Da, și ești ca Fortuna? Nu, aducătoare de noroc. Aducătoare de noroc, exact. Despre ce fac eu? Eu reprezint o rețea globală pentru dezvoltarea afacerilor la noi, Republica Moldova. În afară de asta, mă străduim să conectăm comunitatea pe diferite programe susținute de Ambasada Statelor Unite și am lucrat cu Cimișlia, pentru că ne întoarcem de la un moment oarecare înapoi acasă, ca să ne rădăcinăm cu tot ce este, ce ne reprezintă, ce ne-a format ca și personalitate, prin ce am crescut. Și odată ce plecăm, eu am plecat de la 16 de ani de acasă, am plecat în Statele Unite și am plecat, am văzut în toată lumea și am înțeles cât de binecuvântată am fost eu să trăiesc în Cimișlia, să fiu crescut în Cimișlia, pentru că am avut ocazia să am și o educație potrivită care îmi permite să accesez oportunități internaționale și cred că oricare persoană care acum este în țara noastră și orice tânăr care știe și poate să utilizeze oportunitățile, inovația, digitalizarea, poate să conecteze cu oricine la nivel internațional, cu diaspora moldovenească, cu diaspora moldovenească din toate țările. Și cu această ocazie vreau să spun că noi o să facem împreună un proiect cu Asociația de Băștinași, un proiect pentru că antreprenoriatul, economia locală, aduce salarii, aduce locuri de muncă și noi vrem să conectăm diaspora moldovenească din Statele Unite, între ei. Și avem aici pe Aurica. Aurica, o să vă conectăm prin programul Carolina de Nord și Statele Înrudite împreună cu Republica Moldova ca stat înrudit și să realizăm acest program, să dezvoltăm afaceri, pentru că afacerile sunt nevoie în Cimișlia, să aducem cât mai mulți turiști să vadă cât e de frumoasă Cimișlia, să se bucure, să dezvolte infrastructura. Nu vorbim prea mult, așa? Nu, Olesia, foarte interesant. Și, respectiv, eu cred că, ca și economistă, cred că antreprenoriatul este cheia succesului oricărei regiuni. Și împreună cu domnul Andronache, împreună cu Consiliul Local, împreună cu Asociația, acest proiect este nevoie ca să implice atât
toți care pot să se implice, să dezvoltăm o comunitate de antreprenori conectată internațional, din ce și eu. Asta este foarte frumos! Vreau să vă mulțumesc, dragilor frumoaselor, și foarte frumos, foarte frumos, niște istorii extraordinare de succes, atât de succint pentru dumneavoastră, cântă ansamblul Legenda, păștinașii orașului Cinșlia, conducător artistic Leonid Nenescu, dar ne acompaniază pădurarul Cristi, Lăcătuș Ion și Sergiu Zanisiu. De feminină, să spunem așa, care în spate șed bărbații și în față șed femeile. Și ne aduc zâmbete și bucurii și cântile noastre de plaie de noastră, Moldovenești Cinșlie. Vrem să vă dedicăm, să vă facem o dispoziție foarte bună, dar să vă facem cunoștință cu Legenda Cinșlia și două cântece la Lenuța Subcerdac și o lombare la fântână. O rugăm de Sofia. Thank you.
Și acum o invit aici la microfon pe Olga Goptu, pentru că asociem numele lui Olga cu diaspora. Olga, ce vrea să ne spui astăzi aici, în sala aceasta frumoasă, cu oameni frumoși, despre lucrul tău în diasporă și cât este de greu sau cât este de ușor să convingi oamenii să se întoarcă înapoi acasă, pentru că și aici sunt oportunități. Bună seara la toată lumea și, în primul rând, mulțumesc foarte mult formației și celor care au acompaniat. Deci, ne-ați ridicat dispoziția, deci este un început nemaipomenit. Mulțumesc mult și felicitări pentru ei deosebite pe care le aveți. În special, văd câteva, deci cu o altiță, foarte frumoasă, doamnele și domnișoarele, felicitări. Da, din păcate, Anastasia ne-a spus că dress code-ul este indicat. Trebuia să ne dăm seama că venim la șezătoare și doar doamna Aurica Chirut a fost în tema de astăzi. Deci, eu îmi cer scuze pentru, mă rog, lipsa de ie. Promit cu altă ocazie să fiu și eu în rând cu lumea. Ce se întâmplă cu diaspora? Diaspora este bine. Doamna Ana, doar o singură problemă, că noi nu mai încercăm să-i aducem pe toți acasă. Ne-am dat seama de mult că asta este aproape imposibil. Ceea ce ne doream, fiind eu atunci, bănuiesc că vă referiți la faptul când eram la birou relații cu diaspora, ne doream să conectăm diaspora cu cei de acasă, cu locurile dragi. Și mă bucur că într-o oarecare măsură asta a reușit. Bineînțeles că proiectul Migrație și Dezvoltare Locală a ajutat în acest sens. Avem, cred că la ziua de azi, circa 200 de asociații de veștinași în Republica Moldova sau poate și mai mult. Practic fiecare localitate are. Ceea ce deosebit mă bucură pe mine personal este că în Cimișlia oamenii s-au gândit și au făcut asociația de băștinași și mai mult ca oricât că au găsit nu doar oamenii care să se implice, dar și administrația publică locală îi susține. Să știți că contează foarte mult, mai ales pentru o asociație care este la început de cale. Deci aș vrea să-i mulțumesc și Olesie că s-a conectat cumva și vrea să-i susție, pentru că fiind noi din Cimișlia, eu cimișleancă și eu, am plecat după clasa 11. Legătura mea cu diaspora, am fost 8 ani în Italia, am început ca toată lumea, deci inclusiv și ilegal, după care mi-am legalizat șederea și câțiva ani am revenit acasă. Acasă, din păcate, n-am stat prea mult. După 5 ani în Republica Moldova, inclusiv în administrația publică centrală, nu știu dacă erau colectivele de femei, dar dacă nu greșesc, și doamnele de la bibliotecă cântă și exact, și mai este și colectivul de bărbați, sper că nu s-a destrămat cimișarii. Deci este un lucru nemaipomenit. Noi cei plecați când vedem aceste scurte secvențe, nu doar că ne trezește dorul de casă, dar ne bucură enorm că acasă este cineva a cărui pasă, cineva care continuă să mențină tradițiile și mai ales care ne așteaptă și ne cheamă. Noi, ori de câte ori va fi nevoie, o să ne conectăm, o să ne implicăm și fiți sigur că doar împreună putem face să fie acest dor cumva în folosul tuturor. Vă mulțumesc foarte mult! Olga, știi, m-ai adus acum la gândul că între noi, între voi, cei plecați și cei care pleacă și între noi care rămânem, este așa un fir de legătură care se numește dragostea față de Cimișlia. Exact. Asta-i. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Și dacă ai vorbit despre copii și despre scoală, iată acolo lângă voi, văd niște tineri, au venit cu o chitară, poate vin să ne spună și ei ceva și să se prezinte. Hai, veniți, vă rog, încoace. Veniți toți patru. Și chitara. Facem un schimb. Am cântat noi, acum cântați și voi. Și chiar ne este interesant. Cine sunteți voi? Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Daniela Gârdea. Sunt nepoata doamnei Aurica. Iată, ea este una din persoanele acelea care te uiți la ea și zici că omul ăsta e obsedat de diaspora, e pasionat de tot ce spune patrie și tradiționalism și diaspora.
Și iată, datorită ei, mi-a însuflat și mie o dragoste față de lucrurile frumoase, față de patria mea. Și o invit să cântăm un cântec, Cobzar. Aurica, mai am încercare pentru tine. Da? Da. 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 Eu sunt pus să încercăm grozabil de în partea cimicilor. Deci Daniela este la Spiru Cariet, deci elevă, împreună cu prietena ei Valeria. Și ăsta este nepotul meu, Emil, din Franța. Și asta este Alexia, care face sora lui, care face parte dintr-o o comunitate de basarabeni, dar se duce la o școală de români și am dat o poezie, da? Alexia, vrei să-mi spui o poezie? Ea vorbește numai franceză, dar vorbește și română puțin, da? Dar să-i vedem cuvântul ei prima. Să fii copii un lucru serios, nimic pe lume nu e mai frumos. Niciun minut nu stai pe loc, poți să zâmbesc și ai noroc. O să-mi dus eu la lucruri.
Postează foarte multe și de câte ori mă uit la pozele și postările ei, mă simt că sunt acasă. Ea, prin toate postările, și voi toți ce postați despre Cimișlie, mă apropiați pe noi cei care suntem plecați de Baștină, ne simțim că suntem cu voi. Vă mulțumim din suflet pentru ceea ce faceți aici și noi purtăm mai departe în lume flacăra care am luat-o de aici din Cimișlie. Vă mulțumim! Mulțumesc la toți, în deosebire Anastasiei, domnului primar, pentru că ne susțineți și pentru că faceți lucruri frumoase. De câte ori mă întorc aici, văd ceva nou, mai frumos. Și am un fost elev de-al meu, Sasha Colța, care persoana de alături de dumneavoastră este nănașa lui. Și mi-a spus că multe din proiectele care sunt aici sunt făcute de dânsă. Deci cerbul cel cu flori, aleea ce e frumoasă de flori, parcelă cu flori, câteva proiecte de arhitectură și sunt fericită într-un fel. Și proiectirea de la Media TV, Radio Media, tot e făcut proiecte. Deci, Cimișlia are într-adevăr talente, mă bucur mult. Sunt bun la cheie, probabil că doar. Dar mă bucur mult că am fost profesoară la școala numărul 3, am avut generații foarte frumoase de tineri și tineri, au plecat în lume. Olesa este una din ei, a fost eleva mea tot. Și mă bucur foarte mult că, deși suntem plecați în lume, eu cu Olesa m-am întâlnit la concertul lui Gheorghe Țopa în Sacramento, ultima dată când ne-am văzut. Și așa este. Și mă bucur că, dacă avem o ocazie și posibilitate să ne întâlnim, ne întâlnim oriunde suntem și dacă putem face lucruri frumoase, de ce nu? Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani pentru Cimișlie, că pe 4 iulie am plinit 401 ani. Deci este un oraș frumos. Mulțumim!
Cu adevărat, Cimișlia este un oraș, un oraș frumos și este frumos datorită oamenilor săi, datorită băștinașilor săi, datorită lucrurilor noastre care le facem toți împreună. Nu degeaba, în toate cântecele pe care le avem noi, din Moș Strămoș, dorul este unul, o temă foarte dureroasă. Și eu, fiind un copil care am crescut mai mult cu dor, pentru că, mă rog, așa au fost timpurile, simt foarte bine, știu foarte bine ce înseamnă să ai pe cei de departe, cei mai dragi sufletului. Să vină momentul în care nu le poți spune ceea ce simți, în care ai vrea să fii alinat și nu poți. Și anume, cred că asta și este durerea pe care noi o purtăm și flacăra care ne ține ca să facem și noi pentru cei de departe să fie cât mai aproape de noi, de toți acasă. Desigur, tot ceea ce facem noi ca asociație, ca o comunitate, să spunem, nu era să fie posibil fără autoritatea publică locală. Și eu mulțumesc din suflet, domnul primar, doamne Olga, doamne viceprimar și tuturor din colectiv, nemijlocit pentru tot suportul pe care îl acordă, pentru că, într-adevăr, doar împreună, deseori repet, doar împreună, consolidând forțele tuturor, a noastre, noi vom putea reuși. Astăzi, această șezătoare a fost așa, o idee a doamnei Ana, parțială a mea, și ne-am gândit de ce nu, pentru că exact este momentul potrivit în care avem băștinașii cu cel mai mare dor din diferite colțuri ale lumii, care încearcă prin orice modalitate să ne fie aproape, să ne susțină și să ne promoveze. Noi astăzi ne-am propus să venim în adresa dumneavoastră cu un colocel de casă, cu un hulubaș. Avem acolo un ceunel cu gălușele dulci, gustoase, apă ca la Cimișlia și kvasul renumit de la Cimișlia. Noi încercăm, măcar cât de puțin, să vă aducem dorul de acasă să fie cât mai aproape. Vă mulțumim enorm tuturor băștinașilor pentru implicarea pe care o aveți. Într-adevăr, nu ne este nici nouă ușor, mai ales aș vrea să spun că realizarea care a fost anul trecut, o realizare foarte frumoasă, este procurarea autospeciale. Cât efort depus și câtă lume bună, cu adevărat bună, s-au adunat și am reușit împreună. Mulțumim domnul primar, mulțumesc doamna Olga, mulțumim Cristina și Consiliul Orășenesc pentru tot suportul. Eu, apropo, dacă merge vorba despre autoritățile publice locale, eu vreau să invit aici aceste doamne minunate, Olga Zlatie, viceprimar, doamna Olga, Lilia Popovici, economist, Cristina Pânzari, secretar al Consiliului, și Veronica Bașchir-Crițcu, deci specialist, tineret, sport și cultură, Primăria Cimișlia. Aplaudați aceste doamne minunate și așteptăm și de la ele să ne spună ceva, pentru că ele tot sunt băștinașii orașului Cimișlia. Bună seara tuturor! Atâtea istorii a băștinașilor am auzit, în cazul meu tot este o migrație. Deși nu m-am născut în Cimișlia, un adevărat Cimiș m-a furat și m-a dus la Cimișlia. Sunt băștinașa orașului Cimișlia deja de 15 ani. Am rădăcini adânci, doi copii, o fetiță și un băiat. Și mă bucur mult și vreau să mulțumesc băștinașilor, fiindcă m-au încălzit aici. Deci mă simt ca la mine acasă. Mulțumesc frumos băștinașilor pentru că, de fapt, chiar și când am fost curată și am venit la Cimișlia, era o ploaie torențială. Și tatăl socru care m-a întâlnit mi-a spus, Olguța, asta e de bun augur, e cu mană, e bine. De asta vă mulțumesc frumos că m-ați întâlnit și cu ploiță și cu totul e frumos. Vă mulțumesc și vă iubesc pe toți. Bună ziua, mă numesc Lilia Popovici, mă bucur foarte mult să vă văd. Credem că o să fiți mai mulți, în componență mai mare, fiindcă pentru noi e foarte, foarte importantă experiența dumneavoastră, realizările frumoase care le aveți și pentru copiii noștri care vin și pentru noi să ne bucurăm noi de succesele voastre, că în toată lumea există cimișlieni, moldoveni care au realizat foarte multe lucruri bune, frumoase și ne promovează și sunt ca sângele nostru prin toată lumea care ne duce faima prin toată lumea. Vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm mult și noi de succesele dumneavoastră. Și facem tot posibilul să vreți să veniți acasă.
împreună cu toată lumea din Cimeșulia. Vă așteptăm acasă! Bună ziua, bună seara de fapt! Mie îmi spune Cristina Pânzari. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră cele mai bune și frumoase emoții. Ne bucurăm că totuși reușim să vă adunăm, să vă consolidăm. De asemenea, eu nu sunt cimeșliancă și nici nu sunt băștinașa orașul Cimeșlia, dar mă bucur că am pus un umăr la consolidarea cimeșlienilor. De asemenea, când a venit prima oară în orașul Cimeșlia, a fost ploios și sumbru. Dar de când a venit, sunt 7 ani, de 7 ani muncesc pentru orașul Cimeșlia. Și mă bucur să văd că Cimeșlia se dezvoltă, că cimeșlienii sunt oameni buni, frumoși la chip și mă bucur să vă cunosc. Mulțumesc! Mă numesc Veronica și vreau să spun că această seară a fost extraordinară și sunt mândră că sunt și eu cimeșliancă. Vreau să doresc succes tuturor băștinașilor și să fiți mândria Cimeșliei. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că le cunosc pentru că muncim în fiecare zi. Acum, pe parcursul verii, sunt director interimar la Casa de Cultură și împreună cu domnul primar, împreună cu această echipă minunată, lucrăm și recunosc, dar astăzi, ascultându-vă, chiar vreau să vă spun că sunteți extraordinare. Și pentru voi iarăși cântă legenda Trandafir de la Moldova. Chiar și iubi, dar nu știu vorba.